Astăzi vă voi arăta o rețetă care conține puține calorii. Pentru asta am nevoie de lapte, ouă, somon, broccoli. Broccoli tăiem în bucăți mai mici. Într-un bol batem ouă. Turnăm lapte și batem tot împreună. Adăugăm puțin piper negru și sare. Într-o tavă turnăm puțin ulei și așezăm somonul. Îl presurăm cu puțină sare. Așezăm broccoli. Turnăm oul și o dăm la cuptor pentru jumate de oră. Când e deja gata, mai punem niște cașcaval deasupra și îl mai lăsăm la cuptor pentru 5 minute, până stopește cașcavalul. Foarte frumos, eu sper că e și gustos.